Lăudați să fie Domnul! Sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră, dragi oameni ai lui Dumnezeu. Este o mare onoare pentru mine și laud pe Domnul pentru frumusețea acestei experiențe care și mie mi împodobește sufletul. Sunt recunoscător Domnului și sunt recunoscător fratelui păstor Lazar Gog, celorlalți frați păstori, fratelui Dorin, fratelui Arpi, fratelui Cui și celorlalți care au binevoit să mă invite și pe mine și să fiu parte la bucuria dumneavoastră în aceste zile de sărbătoare. Permiteți-mi să vă aduc salutări de la frații păstori din Biserica Betania, de la frățietatea în mijlocul căreia noi ne închinăm. Aveți acolo rude, prieteni, vă aducem salutări în numele Domnului. Fratele Lazar a fost de foarte multe ori la noi de-a lungul anilor și ne-a ajutat mult în slujire. Și m-am bucurat de oportunitatea aceasta să vin și eu la dumneavoastră și să-i mulțumesc dânsului, familiei dânsului și de asemenea dumneavoastră, pentru că atunci când a fost la noi înseamnă că nu a fost aici, în biserică. Vreau să-i mulțumesc și fratelui Dorin, care ne-a vizitat anul acesta și care ne-a slujit. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru pasiunea pe care o aveți în slujire. M-am bucurat în această seară de momentele frumoase, înălțătoare, în care ne-am închinat Domnului. Și dacă un om este născut din nou și în inima lui locuiește Duhul lui Dumnezeu, există această scânteie de divin care îi aprinde sufletul, îl reînnoiește, îl reîmprospătează. Și experiențele acestea sunt indispensabile pentru noi, adică nu se poate fără ele. În această seară, stimată biserică, înțelegând căutarea dumneavoastră de Dumnezeu și nevoia de aprindere duhovnicească, de trezire, de reîmprospătare, m-am gândit să vă spun un cuvânt din partea Domnului de care să ne bucurăm împreună. Sunt două texte biblice asupra cărora vreau să mă opresc. Primul dintre ele este Ioan capitolul 21, atunci când Domnul Iisus îi întâlnește pe ucenici pe malul mării și în prezența ucenicilor îl întreabă pe Petru o întrebare, repetând-o de trei ori. Este foarte cunoscut textul acesta. Al doilea text este din a doua scrisoare pe care o scrie Petru, din capitolul 1, și textul acesta aș vrea să-l citesc, fiindcă nu este vorba despre o întâmplare pe care să o ținem minte, ci este un pasaj teologic, cu încărcătură teologică adâncă. Și astfel de texte sunt mai greu de reținut. Amănuntele care compun textul sunt esențiale pentru înțelegerea predicii. Nu o să vă rog să vă ridicați, rămâneți acolo unde sunteți, dar vreau să citim împreună. Deci 2 Petru, capitolul 1, o să citim câteva versete. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da, din belșug, din abundență, intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, cu toate că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Amin. Scumpii mei, Biserica Emanuel este bine cunoscută, iubită și respectată de toți credincioșii. Probabil că dumneavoastră înșivă ați fi în stare să comentați textele acestea biblice și să faceți un articol sau o predicuță. Probabil că ați auzit zeci și zeci de texte, de predici din textele acestea. Și mă gândesc că lipsa curiozității care există la prima auzire și probabil cel mult la a doua, noi nu o mai avem, pentru că noi nu suntem de astăzi sau de ieri în adunare. Dar, dincolo de această curiozitate care este un aspect omenesc, în noi există pasiune și interes care vin din omul din lăuntru. Și cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos este un proces asemenea cunoașterii experiențelor omenești în care umblăm. Și trebuie să acceptăm că la vârsta aceasta înțelegem mai bine viața decât acum 10 ani. Deși acum 10 ani n-am fost copii, eu de pildă acum 10 ani aveam 40. La 40 de ani ești cât de cât cu picioarele pe pământ. Și sunt sigur că dacă mai trăiesc 10 ani și mai am ocazia, o să spun aceleași lucruri atunci despre vârsta aceasta, când o văd superioară față de acum 10 ani. Ce vreau să spun este că omul cât trăiește învață, își îmbogățește prin experiență înțelegerea despre lucrurile vieții, capătă adâncime, capătă profunzime, capătă esență și lucrurile astea se întâmplă și în plan duhovnicesc. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrurile lui Dumnezeu. Și anume despre scara lui Petru. Petru, prin epistolele acestea, se adresează credincioșilor de peste tot, spune el. Și scopul declarat al acestor scrieri este să explice evenimentul mântuirii și procesul maturizării. Evenimentul mântuirii și procesul maturizării. Apostolul scrie aceste două epistole probabil în anii 63-64, spre sfârșitul vieții lui, adică atunci când a avut cea mai multă experiență, atunci când, fiind în vârstă, gândea adânc și profund. Pentru a surprinde și explica complexitatea vieții spirituale, procesul vieții spirituale, Petru prezintă imaginea aceasta a unei scări. Întotdeauna Biblia, vrând să prezinte lucruri duhovnicești oamenilor, se confruntă cu dilema de a nu le putea explica pentru că sunt noi pentru noi și sunt invizibile. Unde-i Dumnezeu? Unde-i Raiul? Unde-i Iadul? Unde-i Sungerii? Unde-i Duhul Sfânt? Unde-i Sfințenia? Noi lucrăm cu niște termeni pe care nu-i putem percepe prin simțurile acestea, prin percepțiile acestea senzoriale. Vorbim despre lucruri care nu se văd, sunt abstracte. De aceea Domnul Iisus, în mod special, folosește figura aceasta de stil numită parabolă, pildă, adică pune înțelesuri duhovnicești care sunt greu de explicat în comparație cu experiențe umane cu care se potrivesc. Pentru că e mai ușor să explici unui om care nu a văzut niciodată un avion cum este un avion dacă îi dai exemplu o pasăre. Pentru că avionul a fost făcut după modelul unei păsări. E mai ușor să explici unui om care nu a văzut în viața lui un submarin cum este un submarin dacă îi arăți un pește, pentru că așa a fost inventat submarinul. Printr-o comparație care este cât de cât fidelă, ei, tot la fel Dumnezeu ia lucruri din cer, duhovnicești, pe care noi nu le-am văzut, la mintea noastră nu s-a suit și încearcă să le pună într-o comparație cu lucruri vizibile, pentru ca prin asemănare, e adevărat, nu-i fidelă, dar prin asemănare să putem înțelege mai bine și mai ușor. Ei, tot la fel Petru face apel la o imagine foarte bine așezată în experiența vieții noastre, scara. Ori de câte ori vrem să urcăm sau să coborâm,
folosim scara. Scara este ceva ce ne ajută să ne depășim condiția. Noi nu putem zbura, dar am inventat scara și pe scară urcăm, pe scară coborâm. Ei, apostolul care vrea să vorbească despre ridicarea duhovnicească sau despre prăbușirea duhovnicească, adică o ridicare pe verticală, folosește această imagine din experiența noastră numită scara. Și el folosește exemplul unei scări cu 8 trepte. Dar, înainte să folosească această comparație a ridicării duhovnicești cu ridicarea pe scară din lumea umană, el prezintă ideea aceasta a parteneriatului dintre Dumnezeu și om. Și spune următoarele lucruri. Dumnezeu a realizat mântuirea. Această realizare, deși o explicăm noi într-un cuvânt realizat, ea este extrem de complexă și s-au scris mii de cărți și nu s-au scris toate. Atunci când vorbim despre Trinitate, un Dumnezeu manifestat în trei persoane și despre realizarea mântuirii, putem să spunem cam așa, Dumnezeu Tatăl a proiectat mântuirea ca și un arhitect, a făcut planul mântuirii. Dumnezeu Fiul a luat planul și l-a realizat, iar Dumnezeu Duhul Sfânt ia mântuirea realizată și o aplică. Tatăl a proiectat mântuirea, Fiul a realizat proiectul în mod real, practic, iar Duhul Sfânt îl aplică la oameni, la toți oamenii, mântuirea este universală. Și observați că Apostolul Petru subliniază, versetul 3, ne-a dăruit tot. Ne-a dăruit tot. Noi nu ne putem plânge că ne lipsește ceva, nici măcar absolut nimic. Tot ce ne trebuie, Dumnezeu a pregătit și ne-a dăruit. În versetul 4, ne-a dat făgăduințele Lui nespus, adică foarte mari și foarte scumpe. Vreau să vă spun că de 2000 de ani Dumnezeu și-a făcut datoria. De 2000 de ani Dumnezeu și-a făcut datoria. Noi nu mai avem ce să așteptăm de la Dumnezeu, fiindcă a făcut totul. Absolut totul. Mâncarea ai făcut aproape că se răcește. Și acum, în versetul 5, apostolul ia reflectoarele de pe Dumnezeu care și-a terminat treaba și le pune pe noi. Și zice, acum voi, partenerii lui Dumnezeu care lucrați împreună cu Dumnezeu, dați-vă și voi toate silințele. Acum este rândul vostru să excelați. Este rândul vostru să vă implicați. Și începe să spună, dați-vă și voi toate silințele ca să puneți în unitate componentele mântuirii lui Dumnezeu, a primirii, a păstrării, a promovării. Și acum introduce scara cu 8 trepte. Și prima treaptă, spune el, este credința. Niciodată un om nu poate să intre într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu decât prin credință. Toate și-au rostul după, dar la început este credința. Fiindcă nu se realizează în plan material. Noi nu ne putem duce înapoi în istorie 2000 de ani, fiindcă nu avem capacitatea să intrăm în istorie încuiată. Dar prin credința noastră ne putem duce 2000 de ani înapoi. În plan fizic nu. Noi nu mai putem vedea pe Domnul Iisus pe cruce, dar prin credința noastră acceptăm că Domnul Iisus a fost pe cruce pentru noi cândva în trecut. Și Biblia spune, prima treaptă este credința. Dacă un om vreodată își propune așa cum zice Petru, uitați ce frumos vorbește el, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care e în lume prin poftă. Toți oamenii trăiesc în stricăciune, absolut 7 miliarde de oameni trăiesc în stricăciune, iar stricăciunea e provocată de poftă, de instinctele primare. Astăzi pofta îi conduce pe oameni. Oamenii nu mai sunt determinați de trebuie, ci de îmi place. Pe oameni nu-i mai interesează că trebuie, că așa trebuie, ci pe ei interesează ce le place lor. Pofta provoacă stricăciune și 7 miliarde de oameni înoată ca niște pești în această stricăciune cu care se identifică. Și mânia lui Dumnezeu este deasupra acestei stricăciuni în care se scaldă 7 miliarde de oameni, albi, negri și galbeni.
Și Dumnezeu spune, există potențialitatea să ieșiți din stricăciune. Să vă ridicați din această condiție a blestemului, peste care planează mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Dar cum să te ridici, că nu poți zbura? Și Petru introduce ideea, folosiți scara. Planul de jos este stricăciunea provocată de poftă, iar planul de sus, unde-i vârful scării, firea dumnezeiască. Există această veste bună, numită Evanghelia, că se poate ieși din stricăciune, se poate ieși din vicii, se poate ieși din obsesii și din dependență. Dumnezeu le-a oferit muritorilor potențialitatea să iasă din, să scape de. Este real, este posibil. Dumnezeu a muncit pentru asta. Tatăl a avut un proiect. Hristos l-a realizat, iar Duhul Sfânt a venit să-l aplice. Și Biblia ne spune prin Hristos, în Evanghelia lui Ioan, când va veni El, El va dovedi. El va dovedi. El va lucra, El va convinge, El va avea dovezi. Și acum scara aceasta este așezată aici în stricăciune, pentru ca oamenii să aibă acces la ea. Dar vârful scării, unde trebuie să ajungă un om care a început să urce pe scară cu intenția să plece din stricăciune și să ajungă în firea dumnezeiască, este în cer, în firea dumnezeiască. Și fiecare muritor are dreptul să urce pe scară. Nimeni nu este incompatibil, nimeni. Dar nici nimeni nu poate să ajungă în cer fără ca să folosească scara, pentru că toți oamenii sunt în stricăciune. Și Biblia spune, prima treaptă este credința. Crede că tot ce spune Biblia este adevărat. Nu te mira că nu înțelegi tot ce spune Biblia, pentru că este cu neputință să înțelegi. Ce să înțelegi când Biblia spune că a trimis Dumnezeu un pește să înghită un om, să-l ducă o anumită distanță prin apă, pe fundul mării, și apoi pe mal, iertați-mi expresia, să-l scuipe, să-l scoată afară. Ce să înțelegi de aici? N-ai ce înțelege. Crezi sau nu crezi? Ce să înțelegi când Biblia spune că Dumnezeu a spus să fie soare pe cer? N-ai ce să înțelegi. Crezi sau nu crezi? Ce să înțelegi când Biblia spune că Petru a început să meargă pe apă ca pe asfalt? Când mie în viața mea nu mi s-a întâmplat treaba asta. N-ai ce să înțelegi. Crezi sau nu crezi? Credința este superioară logicii, nu înlocuiește logica. Logica nu trebuie evitată, dimpotrivă, ea trebuie iubită și respectată. Dar atunci când se termină, începe ceva ce numai oamenii lui Dumnezeu au, credința în Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Biblia spune, crede. În momentul în care crezi, ești pe scară. Asta înseamnă că te-ai desprins din stricăciune, dar ești așa de aproape de ea, doar la un pas. Că treptele scărilor sunt făcute după capacitatea omului de a păși. Nu poți să urci două trepte odată, că dacă puteai să urci două trepte odată, se făcea treapta cât două. Dar de-aia a făcut o treaptă suficient de înaltă ca să o poți urca confortabil. Și nu scări pentru bătrâni și scări pentru tineri. Scările sunt pentru toți oamenii. Adică la o înălțime medie să poată urca oricine. Când crezi, ești mântuit că ești pe scară, dar ești în partea de jos a scării. Și Scriptura continuă și spune, credința aceasta trebuie să fie dovedită prin acțiuni pe care o exprimă, pe care o manifestă, adică faptele. Faptele trebuie să dovedească credința, faptele exterioare dovedesc credința interioară. Dacă faptele exterioare sunt murdare, să vă iasă din minte că există credință interioară. Că tot ce facem noi iese dinăuntru și dacă înăuntru e curat, curat va fi și afară. Dacă batista mea, asta se numește batistă, dacă batista mea e curată în buzunar, când o scot afară, tot curată e, că nu se murdărește în timp ce o scot. Dacă e murdară în buzunar, murdară e și afară, dacă e curată în buzunar, curată e și afară. Și Biblia continuă și spune cunoștința. Nu vi se pare ciudat că cunoștința
este în urma faptelor. Unde ați mai văzut dumneavoastră dacă cineva vrea să fie strungar, mai întâi se duce și muncește, iar când termină se duce și la școală să cunoască. La 65 de ani când iese la pensie, se duce și face și profesionala. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa ceva? Întotdeauna într-o meserie mai întâi cunoști teoretic și apoi, folosindu-te de aceste înțelegeri generale teoretice, încerci să le aplici practic. Biblia spune invers, du-te și fă și făcând vei înțelege. Lucrurile duhovnicești, să știți că nu se înțeleg teoretic. Teoria este bună până la un punct, dar după punct mai urmează. Urmându-L pe Dumnezeu, o să-L cunoști și o să-L înțelegi. Când îl cunoști pe Dumnezeu, te frângi, te topești, nu mai existi. Nu mai poți să vii oricum, nici să te îmbraci oricum. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să bat apropo la cineva sau să... Tinerețea e tinerețe. Am constatat la vârsta asta și s-ar putea să greșesc, că încă nu sunt ca unii dintre dumneavoastră. Am constatat că la tinerețe există mult entuziasm, multă putere. Și spre bătrânețe există multă înțelepciune. Nu poți să le ai pe amândouă odată, niciodată. Ori ai una, ori ai alta. E, așa se face că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când te apropii de El, când îi înțelegi puțin măreția, autoritatea, onoarea, slava, cum se bucură El de închinarea universului întreg, așa de mult regreți vremea în care L-ai tratat pe Dumnezeu ca pe un om. Și pur și simplu parcă te-ai jucat cu El, te-ai pus la egalitate cu El. Și scara continuă, înfrânare, răbdare, evlavie, dragostea de frați, dragostea de oameni. Observați că imaginea scării cu 8 trepte prezintă mesajul Evangheliei lui Dumnezeu cu două aspecte majore. Și aici este important să înțelegem care sunt aceste două aspecte majore. Primul aspect este vorba de mântuirea prin credință și pocăință. Acesta în general este un eveniment și se referă la credință, faptă și cunoștință. Primele trei dintre cele opt. Mântuirea se realizează prin credință și pocăință și de obicei este un eveniment. Este ușor pentru cineva să spună la sfârșitul predicii, vreau să mă predau Domnului. E un om care s-a drogat, care a consumat alcool, s-a îmbătat și a făcut tot felul de prostii. Dar în seara aceasta spune, vreau să mă predau Domnului. Și noi îl vom întreba, crezi că Iisus Hristos este Domnul? Și el va spune, da, cred din toată inima. Și noi îl vom mai întreba a doua întrebare, te pocăiești de tot trecutul tău, considerând că ai trăit în păcat? Și el va spune, îmi pare rău de nu mai pot. Foarte rău îmi pare și vreau să-mi schimb viața. Ei, prin credința și pocăința lui, într-o clipă, noi ne rugăm pentru el și el este iertat, că lui Dumnezeu nu ia timp să ierte păcatele. Numai că în timp ce intră în împărăția lui Dumnezeu prin această declarație, socotind fiind neprihănit de Dumnezeu, în numele lui Iisus care a murit pe cruce pentru omul acesta, apare, se deschide oportunitatea unui proces de maturizare. Mântuirea e un eveniment și se realizează prin credință și pocăință. Dar maturizarea nu mai e un eveniment, maturizarea e un proces. De aceea mulți oameni se mântuiesc, că e simplu, ridici mâna, crezi, te pocăiești, lucru care se întâmplă într-o clipă în minte, nu trebuie să faci nimic. Poate ai și țigările în buzunar, e adevărat că le arunci după ce pleci. Dar maturizarea nu mai e un eveniment, nu mai faci ceva într-o seară, două ore de program. Nu se mai face într-o zi, ci în fiecare zi până când pui mâinile pe piept. Și dacă ești tânăr, înseamnă mulți ani în față. Ei, Petru vrea să ne învețe următorul lucru. Mântuirea este prin credință și pocăință, dar maturizarea este prin dragoste și prin înfrânare. Și nu mai e un eveniment, e un proces. Cât de ușor te convertești? Dar vreau să vă întreb, ați văzut oameni care s-au convertit și sunt la fel de firești? Au ajuns la 2 ani și au nevoie de îngrijirea mamei ca atunci când aveau 2 luni. Au ajuns la 10 ani, nu știu să se spele singur pe dinți, nu-și fac singur patul, nu-și duc singur hainele la laundry care smurdare, ci pur și simplu sunt absolut inactivi și mami face totul. Nu-i o povară un astfel de copil? Ba da! A crescut într-un fel, pe din afară, dar pe dinăuntru e gol. Nu s-a maturizat, nu s-a dezvoltat. Ei, în viața spirituală lucrurile stau la fel. Foarte mulți oameni se agață de scară,
Fac un pas, doi, trei, primesc mântuirea și se opresc. Pentru că prețul plătit să ajungi în vârful scării este prea mare. Ca să vii de nicăieri undeva e ușor, dar ca să vii de undeva unde trebuie este foarte greu. De la rău la bine se ajunge repede, dar de la bine la foarte bine se ajunge greu. Să te urci pe scară e mult mai simplu decât să urci până în vârful scării. Că să te urci e un gest, să urci până în vârful scării e o viață. Dragii mei, Biserica lui Dumnezeu nu este formată din oameni din lume neconvertiți, ci este formată de oameni din lume convertiți, care nu mai sunt din lume, care sunt mântuiți, însă mulți dintre ei sunt mântuiți prin credință și pocăință, dar nu s-au maturizat prin înfrânare și prin dragoste. Nu s-au maturizat, sunt mofturoși, sunt inactivi, sunt supărăcioși, nu fac absolut nimic, doar consumă. Așa sunt copiii, copiii consumă. Știți vreun copil care produce, care se duce la lucru, care spală vreun vas, care face ceva în casă, care aspiră? Nu, copilul e copil. El, cum mă vede nepotul, mi-a spune, bii, pac, la parc, la parc, la parc. Bă, tati, dar atâta parc, ce cauți acolo la parc? Că-s doar două lemne și trei fiare. Ce tot cauți toată ziua la parc? La parc. Numai parc îi trebuie. Ce-o căuta la parc toată ziua, bună ziua, de nu se mai plictisește de parc. Frații mei, cea mai mare problemă cu care se confruntă credincioșii din biserică nu este mântuirea prin credință și pocăință, aceasta fiind o experiență pe care ei și-au însușit-o, ci este maturizarea, creșterea. Când un copil se naște, nu se naște la 20 de ani, se naște la 0 ani. El se naște într-o clipă, dar crește o viață. Oricât de grea e o naștere, e o naștere. O clipă, gata, a trecut. Dar să crești un copil ziua și noaptea este greu și este o perioadă lungă de timp. Investiția este aproape fără sfârșit. Marea problemă a oamenilor care vin la biserică este maturizarea lor. Și începând cu treapta patra, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și mai ales dragostea de oameni sunt aspecte ale maturizării. Dumneavoastră ați observat că sunt în biserică oameni care nu se pot înfrâna? Dacă s-au enervat, 5 minute e complicat, următoarele 5 minute. Dacă e o problemă mai grea, n-au răbdare, nu se poate, nu pot, nu se rabdă, n-au de unde. Că să rabzi nu-i simplu, e foarte complicat, și acasă și aici, oriunde. Apoi, dragoste de frați. Păi frații sunt de multe feluri, unii sunt mai dificili. Pe unii iubești ușor, pe alții greu. Dar Biblia spune, iubește-i pe frați, pe câți? Pe toți! Păi nu pot, păi pocăiește-te dacă nu poți. Și apoi, colac peste pupăză, dacă îmi permiteți expresia, adică prea de tot, Biblia spune iubirea de oameni. De care oameni? De toți oamenii. Și de ăla care? Da, și de ăla care. De toți oamenii. Vă întreb, este ușor să ajungi să iubești pe toți oamenii și între toți oamenii sunt și dușmanii mei și dușmanii dumitale? E ușor să iubești pe toți oamenii? Ce fel de om ar trebui să fiu eu și cu dumneata ca să poți să iubești pe toți oamenii? Dar absolut pe toți, pe cei mai nesuferiți, pe cei mai complicați, pe cei de care ți-e frică, ți-e groază, ți-e silă să iubești. Ce fel de om ar trebui să fii? Ar trebui să fii un om mântuit plus un om matur. Dacă ești doar un om mântuit, nu-l vei suferi, nu-l vei agrea, nu vei avea timp pentru el, nu vei avea bani pentru el, nu vei avea resurse pentru el, vei fi foarte mofturos, foarte simandicos și nu vei putea suferi. Ați observat copiii câtă răbdare au? Cel mai mare nepoțel al meu are 3 ani și îl iau în brațe și vreau să fac experiment cu el. Când am fost tată n-am avut timp de astfel de experimente. Dar acum, la vremea bunicăritului, e un pic mai mult timp. Îl iau în brațe și încerc așa să-l țin și încep să număr în gândul meu. Niciodată n-a trecut de 15. Până la 15 să număr. Nu poate să stea! Și dintr-o dată începe așa și
pur și simplu îmi alunecă din brațe. Nu mai poate să stea. În interior îl mănâncă, nu poate să stea. Un copil n-are stare. Mai ales dacă e băiat și e puțin mai energic. Răbdarea este o atitudine a oamenilor maturi. Maturitatea nu înseamnă îmbătrânire sau bătrânețe. Maturitatea este starea de a fi asemenea lui Iisus Hristos. Și Petru încearcă să spună două mari adevăruri. Unu, Dumnezeu a făcut totul, acum e rândul vostru. Și dacă tot am vorbit despre rândul vostru, rândul vostru e de două feluri. Unu, este să vă mântuiți prin credință și pocăință, să vă urcați pe scară și indiferent la ce nivel sunteți mântuiți, dar mântuirea nu e un scop în sine. Nu e un scop în sine. Și după ce v-ați mântuit, trebuie să dobândiți cât mai mult asemănarea cu Iisus Hristos, că atunci când v-ați mântuit, semănați cu altcineva. Și pur și simplu, prin înfrânare și prin dragoste, să vă schimbați înfățișarea, să creșteți, să deprindeți abilități și capacități care pur și simplu vă fac asemenea lui Iisus Hristos. El nu mai este, dar sunteți voi în locul lui. Asta este ceea ce spune Petru în textul pe care l-am citit. Dragii mei, intrarea în împărăția lui Dumnezeu se face prin credință și pocăință. Însă, creșterea spirituală în împărăția lui Dumnezeu se face prin înfrânare și prin dragoste. Experiența pe care Petru a avut-o în Ioan 21, în textul acela unde anticipam în introducere că el se întâlnește cu ucenicii în zorii dimineții, cunoașteți foarte bine, este sfârșitul Evangheliei după Ioan, capitolul 21, ultimul capitol. Și îi adresează lui Petru în public între ceilalți ucenici întrebarea pe care o repetă aproape insistent, enervant, supărător. Îl întreb pe un om de trei ori același lucru. Și experiența pe care Petru a avut-o atunci pe malul Mării Galilei sau lacul Tiberiada, lacul Genezaret, l-a ajutat pe el să înțeleagă ceea ce scrie aici. Dar de fapt, care e experiența aceea, dincolo de ce este scris? Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo este foarte profund, este extrem de profund. Și acea întâmplare petrecută între Domnul Iisus și ucenicii săi, în principiu Petru, are o aplicație practică profundă pentru noi. Ea nu surprinde mântuirea, surprinde maturizarea. Mântuirea e un eveniment, crezi, te pocăiești și ești mântuit, dar maturizarea nu se termină niciodată. Niciodată, în fiecare zi, ești undeva în procesul acesta de creștere. Ești implicat și niciodată nu se termină. Oricât de matur ai fi, spunem noi cum te simți, ești sănătos, da, dar mai încape. E, așa e cu maturizarea. Ești matur, dar mai încape. Și uitați ce s-a întâmplat acolo pe malul mării. Sunt trei aspecte pe care vreau să le surprindem ca să înțelegem ce s-a întâmplat și să ne dăm seama cum s-a împodobit Petru cu o experiență care i-a dat capacitatea mai târziu când scrie epistole la bătrânețe să folosească experiența aceea care a fost pentru el un tezaur, o zestre foarte profundă. Și sunt trei elemente, este locul, timpul și împrejurarea. Din punct de vedere al locului, unde era? Era pe malul Mării Galilei. De ce anume este important locul? Este important locul pentru că Petru, ca oricare altă ființă, a avut și el anumite hobby-uri, anumite lucruri lipite de inima lui. Și să știți că lucrul lipit de inima omului este lucrul acela pe care și-l dorește în criză. Priviți ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos creează așteptări ucenicilor. Și la un moment dat Domnul moare. El i-a anunțat pe ucenici, dar ucenicii nu au putut pricepe. Și în momentul în care Domnul moare, ei sunt devastați pentru că așteptările lor, care aveau mai mult în vedere pământul decât cerul, s-au dovedit a fi neîmplinite. Și Petru, în momentul acela teribil de criză, se duce în locul care era lipit de inima lui. Se duce să prindă pește. Sunt lucruri în viață care te liniștesc. Pe mine pescuitul nu mă liniștește, dimpotrivă, mă agită la maxim. Să stau eu să mă uit la apă o zi întreagă, doar o ieșit vreun pește de acolo, nu pot să fac asta, n-am răbdare.
Alte lucruri mă liniștesc, dar ăsta nu. Pe alți oameni îi liniștește foarte bine pescuitul. Nu pot să-i înțeleg pe oamenii ăia și nici oamenii ăia pe mine. Ei, Petru era genul de om care avea lipit de inima lui pescuitul. Să nu vorbesc că a crescut pe mare, să nu vorbesc că era un profesionist din asta a câștigat pâinea, dar era și un hobby pentru el. Era o mare pasiune pentru el. Și observați că Domnul Iisus Hristos se mai întâlnește cu Petru de câteva ori, dacă citim cu atenție Evangheliile, dar nu-i zice nimic până îl surprinde pe malul mării. Și întrebarea Domnului pare simplă, dar Domnul nu pune întrebări simple. Că Domnul nu știe să pună întrebări simple. Și Domnul îi pune următoarea întrebare, mă iubești? Întreb eu. Care pocăit n-ar răspunde foarte simplu la întrebarea mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Că nu e măsurabilă întrebarea mă iubești. Nu-l întreabă cât de mult mă iubești, că dacă îl întreba așa era complicat. Dar l-a întrebat foarte general, mă iubești da sau nu? Și un pic, dacă îl iubești, tot da e. Așa că nu comportă nicio dificultate întrebarea, mă iubești. Dar Domnul nu pune întrebări de genul ăsta, Domnul nu-și răcește gura, nu pune întrebări de dragul de a fi puse. El pune întrebări și în contextul de atunci, erau mai bine înțelese decât în contextul de acum. Ce a vrut Domnul să spună acolo, oameni buni? Domnul a întrebat pe Petru dacă mă iubești în comparație cu altceva, nu doar dacă îl iubește pe el. Domnul s-a uitat la Petru și în spatele lui Petru era apa, marea, dragostea lui, pasiunea lui, hobby-ul lui, iar în partea cealaltă era Domnul Iisus. Și Domnul Iisus l-a întrebat pe Petru următoarele cuvinte. Petre, acolo este marea, și tu ai lăsat ucenicii, bar chiar ți-au urmat exemplu și noaptea aceea, în loc să dovedești credință pentru că eu pe tine te-am instruit, tu ai venit la mare pentru că marea este un loc unde tu te liniștești. Tu nu te-ai liniștit în credință, tu nu te-ai liniștit în făgăduințele mele, tu nu te-ai liniștit în cunoașterea voiei mele, tu te-ai liniștit într-un lucru care face parte din trecutul tău. Acum vreau să te întreb, dintre mine și mare, pe care iubești mai mult? Dacă soția întreabă, mă iubești, cel mai rău soț din lume poate să-i spună da și nu minte, că nu-l întreabă cât de mult. Dar dacă soția se pune deoparte și în partea cealaltă este mașina pe care el o place foarte mult, își schimbă roțile la tot două luni, sau sunt bani, sau este visul lui, sau este cariera lui, sau este realizarea lui intelectuală, sau orice altceva, adică e măsurabilă întrebarea, atunci răspunsul este foarte complicat. Când cineva întreabă, iubești lucrul acela, poți să spui da, dar când te întreabă de la 1 la 10 cât îl iubești, atunci e complicat. Știți că atunci când se merge la spital în România, te întreabă, te doare? Și spui da, dar nu spui cât. Numai că e prezentă durerea. La spital în America nu te întreabă dacă te doare, că de-aia te-ai dus la spital. E simplu. Nu te mai întreabă nimeni dacă te doare sau nu. Ci te întreabă de la 1 la 10 cât te doare. Și te surprinde, te pune la colț să măsori durerea. Ei, Domnul Iisus nu l-a întrebat de prezența iubirii, ci de intensitatea ei. Și întotdeauna îl întreabă prin comparație cu altceva. Fraților, noi iubim pe Domnul. Credeți dumneavoastră că oamenii care nu sunt în această seară la biserică nu-L iubesc pe Domnul? Ba da. Dar știți că pe ei un anumit lucru, o mare dragoste, dincolo de lucrurile justificate, boală, serviciu, probleme de familie, plecări din oraș, lucruri justificate. Credeți că toți care n-au venit în această seară la biserică au o justificare solemnă și serioasă potrivită cu vârsta pe care o au și cu anii petrecuți aici în biserică pentru că n-au venit? Eu nu știu să spun, dar mă îndoiesc. Vreau să vă spun că sunt mulți care au avut alte iubiri, somnul, comoditatea, relaxarea, oceanul, prietenii, o cafeluță, jocuri pe televizor, un filmuleț și lista continuă. Ei, dacă îi întrebi, îl iubești pe Domnul, spun da. Dar dacă îl întrebi între Domnul și lucru care te-a ținut vineri seara la evanghelizare acasă, pe cine iubești mai mult? Lui ar fi jenă să spună pe Domnul, că dacă ar fi adevărat, era aici? Ne iubim foarte tare pe Domnul, fraților, dar sunt 1000 de alte iubiri de ale noastre care ne țin acasă, când frații repetă, când frații muncesc, când frații remodelează, când frații construiesc, când frații dăruiesc, când frații misionează, când frații se închină. Noi îl iubim pe Domnul, dar îl iubim de mâna a doua. Vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Adam când și-a permis să-l iubească pe Domnul de mâna a doua? Domnul i-a spus, afară. Afară de unde? Afară din Eden.
Cu cine? Cu soția ta, cu tot, afară. Și i-a scos din grădina Edenului. Pentru o singură abatere. Pentru una singură. Trăim un creștinism diluat, plin de mofturi, creștini supărăcioși, trebuie toată ziua să-i mângâi, cum te-ai oprit că ai obosit, că îți mai tras sufletul din când în când, trebuie să te mai odihnești, țipă, se supără. Trebuie tot timpul o întreagă adunare să se sacrifice, să facă ca el, ca să nu se supere. Oameni buni, nu putem să ducem adunarea după fiecare. Un om e important, dar o biserică e mai importantă, că o biserică înseamnă câteva sute de oameni. Toți creștinii iubesc pe Domnul, dar marea problemă este că prin comparație cu idolii din inima lor, Domnul e pe locul 2 sau 3 sau 4 sau 5. Să nu vă supărați că îndrăznesc. Îndrăznesc din dragoste pentru frații mei. Dumneavoastră, cum stați cu treaba asta? Ce anume îi face Domnului concurență în inima noastră? Oboseala? Sunt unii oameni care stau acasă că sunt obosiți. Sunt unii oameni care stau acasă și lista continuă. Sunt lucruri care concurează cu Domnul în inima noastră? Fiți sinceri, sunt. Al doilea lucru care ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat acolo este timpul. Domnul îi pune întrebarea lui Petru, mă iubești, mă iubești, mă iubești, într-un moment diferit de momentul în care Domnul i-a spus, te vei lepăda de mine. Și Petru a sărit ars, s-a enervat, s-a supărat, s-a simțit subapreciat și umilit și i-a spus, oh, eu? Cum îndrăznești să spui treaba asta? Păi tot să se lepede de tine, eu nu mă lapăd niciodată. Petru avea o părere foarte bună despre el. Dacă Domnul atunci îl întreba, mă iubești? Vai de mine! Vai de mine ce ar fi zis Petru! Cum îți permis să mă întrebi? Dar Domnul nu i-a pus întrebarea atunci. L-a lăsat mai întâi să-i cânte cocoșul și după aceea i-a pus întrebarea. Când eu m-am întors la Domnul, am avut o părere despre mine foarte înaltă. Fratele Lazar m-a botezat, dânsul n-a știut ce aveam eu în inima mea atunci când m-a botezat. Am avut o părere bună despre mine. S-a mai deteriorat această părere despre mine de-a lungul anilor. Frații mei, Petru a avut o părere foarte bună despre el când a reacționat și i-a spus Domnului, toți să se lepede, dar eu nu. Acum hai să fim serioși chiar așa, e ca și cum eu vă spun acum, toți dintre dumneavoastră să vă duce, să vă pierdeți credința, dar eu, să știți că eu aici rămân sfânt. Cam câtă mândrie și aroganță e în această afirmație a mea. Cam ce părere am despre dumneavoastră când spun asta și cam ce părere am despre mine. E asta a spus Petru atunci și Domnul așteaptă, că Domnul are răbdare. Îl așteaptă să ducă în curtea marelui preot și în fața unei femei care făcea curățenie, spune, eu nu-l cunosc pe Domnul, nici n-am auzit de el, nici nu știu ce vorbești. Cântă cocoșul, se pocăiește, se frânge în inima lui, își vede limitele, își vede neputința, vulnerabilitatea, realizează cât de mic e pe lângă cum mi se părea că este și acum Domnul vine într-un timp potrivit și îl întrebe, s-a mai schimbat părerea despre tine? Da, s-a mai schimbat. Ascultă-mă, dacă n-ai trecut niciodată prin suferință, nu știi ce e aia. Dacă n-ai trecut niciodată printr-o alunecare, te crezi tare și puternic. Dar știi de ce n-ai alunecat încă? Pentru că n-ai mers pe gheață. Domnul tot timpul când a fost o gheață te-a pus să o ocolești, că știa ce se întâmplă dacă treci pe acolo. Și tot râzi de alții care trecând pe gheață mai alunecă. Pentru că atâta poți la momentul ăsta să nu te superi pe mine. Disprețul și ironia cu care ne raportăm la unii frați și la unele surori nu demonstrează maturitatea noastră, ci copilăria noastră spirituală. Părerea noastră înaltă și aroganța noastră, zâmbetul nostru plin de sarcasm și de superioritate, nu demonstrează maturitatea noastră. Asta îmi spune mie că numai ce ai pus mâna pe scară, ești în împărăția lui Dumnezeu, prin credință și pocăință ești mântuit, dar e un drum lung în față. Apoi, împrejurarea mai explică ceva. Nu mai imaginați-vă ce ciudățenie. Domnul întreabă pe Petru, mă iubești? Și Petru spune, da. Și în momentul acela
când își întoarce privirea, Ioan se uita la el și li se intersectează privirile. Și Domnul Iisus Hristos parcă îi spune: Petre, tu știi că eu am fost răstignit, da? Ai fost la cruce acolo cu mine? Nu, dar unde? Am fost ascuns. De ce? De frică. Știi că Ioan a fost acolo riscându-și viața să fie linșat, omorât odată cu mine? Da, știu. Crezi că el m-a iubit? Da, da, tu. Când te-ai ascuns, m-ai mai iubit? Între tine și Ioan e un pic de diferență? Frații noștri, noi toți îl iubim pe Domnul, dar numai că prin comparație cu alți frați din biserică, ei fac un lucru și noi nu-l facem, dar și noi iubim pe Domnul ca și ei. Ei sunt prezenți, dar noi nu, dar noi iubim pe Domnul ca și ei. Ei aduc, noi nu, dar noi iubim pe Domnul ca și ei. Cum poți să spui că îl iubești pe Domnul când Ioan este la cruce și dumneata ești ascuns? Și în prezența lui Ioan te uiți în ochii Domnului și îi răspunzi da la întrebarea: mă iubești? Vedeți, amănuntele tot timpul ies la iveală prin comparație. Dacă n-ar fi fost Ioan acolo cu care să-l compare Domnul Iisus pe Petru, Petru ar fi trecut drept un iubitor de Dumnezeu. Dar a fost acolo cineva care a dovedit cu fapta că îl iubește pe Domnul și în momentul acela Petru pur și simplu s-a văzut vinovat. Frați și surori, este bine să folosim și comparația, dar nu cea de superioritate. Și cea de inferioritate. Nu vă întrebați dacă mergeți la casierie, de ce unii plătesc în fiecare lună, iar alții nu? Știți care este cel mai frecvent răspuns? N-am. Păi oameni buni, dacă și ăla care are, adică ăla care dă, dacă în toată luna și-ar permite și el ce-ți permis dumneata, n-ar mai avea nici el. Dar știi de ce are? Pentru că atunci când ia cu primii bani pe care îi dă undeva, este la casierie. Și ce mai rămâne? Rămâne pentru familie. Dacă și dumneata ai proceda așa, ai avea. E adevărat că poate spui acum în minte frate Luigi: nu știi dumneata cu ce mă confrunt eu. Ai dreptate, nu știu. Dar vreau să spun ceva. Nu există un om pe fața pământului care să-l iubească pe Domnul din tot sufletul și să nu aibă o firimitură pentru numele Lui și pentru lucrarea Lui. Când pentru dumneata ai rezervorul plin, 2-3 costumașe și 10 craveți, ai mașină să te miști, bani de gaz, bani de lumină și de apă, iar pentru Domnul n-ai, am înțeles tot, nu mai am nevoie de nicio explicație. Ei, Petru încearcă să ne învețe lucrurile astea și să ne spună: oameni mântuiți, a venit vremea să vă măsurați maturizarea. A venit vremea să vă gândiți la procesul acesta al creșterii spirituale și să vă întrebați ce se întâmplă. Pentru că mântuirea se realizează într-o clipă, crezând și pocăindu-te. Se poate întâmpla într-o seară, așa s-a întâmplat cu mine. Dar maturizarea nu e într-o zi ca și mântuirea, ci păstrarea mântuirii prin creștere, prin maturizare, este în fiecare zi. Și acest proces devine obositor la un moment dat. Devine greu. Investiția ca să crești este foarte mare. V-ați urcat vreodată pe o scară înaltă? Când pui piciorul pe primele 2-3 trepte, ești plin de curaj, că e pământul aproape. Dar când ajungi spre vârful scării, așa am pățit eu în Klagenfurt, în Austria, m-am mers la un prieten, la păstorul de acolo, Ion Pădurețu, prietenul meu, și m-a dus să vizitez, nu mai știu ce, dar experiența o țin minte. Și era posibilitatea să urci pe afară, pe o scară exterioară, sau să urci prin interior, pe o scară din asta, cu balustradă, așa, cu trepte. Și el a spus: n-am curaj să urc pe afară, eu urc pe dinăuntru, tu ce faci? Și eu am zis, nu puteam să zic la fel, bărbații au probleme cu asta, și a spus, nu, eu urc pe afară. Și așa de rău mi-a părut că mi-am luat angajamentul ăsta, că acum nu mai puteam să zic nu, că rușinea ar fi fost mai mare decât la început. Mi-a fost o groază ieșită din comun să mă țin de cuvânt când am ajuns în vârful scării și când m-am uitat, pur și simplu aveam sentimentul că în momentele următoare, fără să vreau, mi se va desface mâna și o să mă prăbușesc. Și încercam să mă țin cu amândouă mâinile ca dacă se desface una să rămân cu cealaltă. Numai distanța mă făcea să simt asta, că de altfel ce mare lucru este a găsi o scară. Când am fost pe primele trepte, nu am avut sentimentul ăsta, că era pământul aproape și dacă alunecam doar săream. Dar când am ajuns la 25 de metri deasupra pământului, dacă ți aluneca mâna, consecințele erau foarte diferite.
Aș vrea să mă apropii de încheiere, dragii mei, și să vă spun următoarele lucruri. Atunci când Domnul vorbește despre iubire, El vorbește despre calitatea iubirii și spune următoarele lucruri. Îl întreabă pe Petru în limba greacă și n-aș vrea să fac acum multă explicație pe tema asta, înțelegând faptul că dumneavoastră știți asta. În limba greacă sunt mai multe cuvinte care definez dragostea în funcție de sectorul unde se aplică. Spre exemplu, în limba română, dacă spui îmi iubesc soția, folosești cuvântul îmi iubesc. Dacă spui îmi iubesc pisica, folosești același cuvânt. Dacă spui îl iubesc pe Dumnezeu, folosești același cuvânt. Și dacă spui îmi iubesc mama, folosești același cuvânt. Dar într-un fel îți iubești pisica, într-un fel o iubești pe mama, într-un fel o iubești pe soție și într-un fel îl iubești pe Dumnezeu. Da, cuvântul e același. În limba greacă erau cel puțin vreo 4 cuvinte care exprimau dragostea de camaraderie, numită phileo, exprimau dragostea de familie, numită storge, exprima dragostea dintre soț și soție, eros, și exprima dragostea care s-a născut în sânul revelației, agape. Ei, Domnul Iisus Hristos, dacă ne uităm în original și foarte simplu astăzi datorită internetului, dacă ne uităm astăzi într-un original, adică în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, Petre, agapeme? Știți ce îi răspunde Petru? Petru îi răspunde, fileote. Mă iubești cu dragostea desăvârșită? Și Petru îi răspunde, te iubesc cu dragostea de camarad, de prieten. Cel cu care mai merge așa să bei câte o cafea câteodată. Și Domnul din nou îl întreabă, Petre, agapeme? Și Petru îi răspunde, fileote. Și a treia oară, că ăsta e unul dintre rosturile care se repetă întrebarea. Domnul, știți ce îl întreabă? Îl întreabă așa, Petre, fileome? Și Petru nu mai are îndrăzneală să spună da. Spune, Doamne, Tu toate le știi, cu alte cuvinte mă predau. M-ai prins. Ce vreau să spun aici este calitatea iubirii. Noi toți îl iubim pe Domnul, dar calitatea acestei iubiri, să știți că face diferența între noi. Noi toți îl iubim pe Domnul, dar numai Domnul știe ce intensitate are dragostea mea și dragostea dumitale. Ce mă costă pe mine dragostea aceasta și ce te costă pe dumneata. Cât de adâncă este dragostea aceasta și cât de adâncă e la dumneata. Cum cresc eu și cât investesc eu în dragostea asta și cât investești dumneata. Ce înseamnă pentru mine dragostea asta și pe ce loc e și ce înseamnă pentru dumneata și pe ce loc este. Însă condiția acestei iubiri este suferința. Știți ce îi spune Domnului Petru? Petre, paște oile, oițele și mielușei. Toți pastorii știu că această meserie de a fi la amvon toată ziua și de a conduce poporul Domnului are în spatele acestei conduceri o adâncă suferință. Pentru că pastorul trebuie să fie un om duhovnicesc și dacă cineva îl jignește, el nu poate să-i întoarcă înapoi jignirea. Oricine din biserică poate jigni, dar pastorul nu, că el e duhovnicesc. Pastorii au parte, eu nu vreau să fac acum o apologetică a slujirii de pastor, dar vreau să spun că în slujirea aceasta există foarte multă amărăciune, foarte multe nopți îndurerate și înlăcrimate. Pentru că există o mare frângere a soției, care fiind femeie, percepe diferit situația prin care trece soțul ei și apoi a copiilor, copiii de pastor. Permiteți-mi să spun în această seară, eu știu că datorită internetului fiecare o să înțeleagă ce vrea, dar e problema fiecăruia. Copiii de pastor, să știți că ei intră în viață și trec prin viață cu un foarte mare handicap, pentru că ei n-au dreptul să fie copii. Copilăria lor, ei se nasc, dar n-au dreptul niciodată să fie copii. Toată lumea se așteaptă de la ei să se nască oameni mari, maturi și extraordinari. Și asta îi marchează. Când fiicele mele, două fete dintre cei 3 copii pe care i-am, că al treilea e băiat, a venit vremea să vorbesc cu ele despre căsătorie, am avut un șoc teribil. Toată copilăria lor a sperat că se vor căsători cu 2 păstori. Îmi place pastorația. Este lucru care mă odihnește, care e cel mai frumos lucru din viața mea. Și mi s-a părut normal să se căsătorească cu 2 păstori. Când mai întâi cea mare și mai apoi cea mică, în discuția cu ele, au sărit ca arse și mi-au spus, tati, noi în viața noastră nu o să ne gândim la posibilitatea să ne căsătorim cu 2 păstori, am avut un mare șoc.
Foarte mare șoc. N-am putut să înțeleg de ce. De ce? Dragii mei, când îi slujești pe oameni, nu toți oamenii sunt bucuroși. Nu toți oamenii îți apreciază munca. Nu toți oamenii apreciază cântarea și munca din spatele ei. Nu toți oamenii apreciază că aici cineva a făcut curățenie. Nu toți oamenii apreciază că draperiile acestea le-a așezat cineva și le-a așezat nemuncind pentru bani la lucru și muncind aici pe gratis. Nu toți apreciază că acum, după ce se termină adunarea, pentru că eu sunt musafir, trebuie să mănânc undeva și nefiind Carmen cu mine să-mi dea să mănânc, trebuie să îngătească cineva sau să plătească undeva să mănânc. Cineva se va cheltui pentru mine. Pe cineva costă venirea unui musafir aici. Să știți că oamenii nu prețuiesc lucrurile astea. S-ar putea să faci o slujbă și nimeni niciodată să nu vină măcar la ziua mulțumirii să spună frate sau soră: am apreciat că de-a lungul anilor ai stat încuiat într-o cămeruță de 2x2 ca să educi copilul meu tot timpul cât a fost la școala duminicală. Niciun învățător n-are harul acesta. Noi nu știm să facem asta. E normal să facă asta, de parcă i-am plătit. Așa suntem noi. Merităm toate lucrurile astea. Există suferință. Dacă vrei să nu ai suferință, stai acolo pe bancă. Cel mult păstorul îți va spune de ce nu faci și dumneata ceva, dar în rest nimeni nu-ți va zice nimic. Că atunci când nu cânti, nu poți greși. Când nu predici, nu poți greși. Când nu păstorești, nu poți greși. Nu poți să greșești că ai stat pe bancă. Există suferință în slujbă. Însă, dincolo de condiția iubirii care e suferință, există și consecința iubirii, care este slava. În încheiere am vrut să vă spun următorul lucru. Parteneriatul dintre om și Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu în situația în care a terminat tot ceea ce a început. Nu mai este nimic de făcut, mântuirea este întreagă și de 2000 de ani este la dispoziția tuturor generațiilor care au apărut pe scena lumii. Însă noi, oamenii, noi nu ne-am terminat ce am început. M-am botezat cu aproape 30 de ani în urmă și atunci credeam că în 2-3 ani o să fiu foarte sus. Anii au trecut și mi-am dat seama că uneori alunec, uneori pur și simplu cad și ajung din nou la început, alte ori nu pot așa de ușor să scap de anumite lucruri care sunt agățate de mine și mi-am dat seama că a te sfinți e cea mai mare performanță umană. Este ușor să te acoperi, să te vadă frații că ești duhovnicească. Este ușor să ții o Biblie cât mai mare sub braț ca să creadă frații că ești spiritual. Este ușor și să vii la biserică, este ușor și să faci anumite forme care nu-s de neglijat, dar astea sunt ușor de făcut. Dar când e vorba să te răstignești pe tine și firea pământească, când e vorba să te nesocotești pe tine și să dai valoare Domnului și Sfinților, când e vorba să suferi și să iubești pe cel care ți-a produs suferință, văzându-l mai presus decât tine, când e vorba să-l ierți pe cel care te-a supărat și să-i spui: e și el om ca mine și cum am greșit eu altora, a greșit și el mie. Domnul să-l ierte că eu l-am iertat. Când este vorba să ajungi un om duhovnicesc și când n-ai bani să ai pentru Domnul și când n-ai timp să ai pentru Domnul, lucrul acesta este greu. Fraților, noi suntem parteneri cu Dumnezeu, dar Dumnezeu a trecut linia de sosire de 2000 de ani, iar noi încă alergăm. Și în seara asta ne-a surprins aici, în Biserica Emanuel, și ne spune următoarele lucruri. Unde te afli în cursa spre cer? Pe ce treaptă ești în seara asta? Te gândești la măritiș, la însurătoare, la schimbarea mașinii, la o altă casă, te gândești la vacanță, la multe te gândești, dar vreau să întreb, cu scara, unde ești? Domnul de 2000 de ani a trecut linia de sosire. Știți cât de mult l-a costat? Vă mai aduceți aminte că a fost în situația în care era gata să renunțe și i-a spus tatălui: tată, nu poți altfel să rezolvi problema, că nu pot. Nu mă pot duce, e prea greu. Era gata, a avut o ezitare, era gata să se întoarcă. Și totuși a spus, totuși să se facă voia ta. Și s-a dus înainte, s-a dus la cruce. Și acolo l-a părăsit și Dumnezeu, l-au părăsit toți. Și a rămas pentru noi, singur, în fața păcatului pentru care a trebuit să moară.
Iar eu sunt așa de comod, sunt așa de mofturos, sunt așa de simandicos și m-am modernizat că am venit în America. Trebuie să cânte toată biserica cum vreau eu. Dacă nu mă mut la americani, oamenii ai lui Dumnezeu, toată investiția asta a lui Dumnezeu într-o zi o vom plăti. Du-te la restaurant în seara aceasta și comandă 10 feluri de mâncare și ospătarul ți le va aduce imediat. Și te vei bucura, te vei simți ca un rege înconjurat de pulpe de pui. Sau de cine știe ce altceva comanzi. Dar să știi că la sfârșit le plătești pe toate. Plătești tot. Tot ce ai mâncat și tot ce ai băut. Și nu tot ce ai mâncat și ai băut, tot ce ai comandat. Vreau să spun în seara aceasta că Dumnezeu face o mare investiție în noi. Cui mai cântă fanfare și orchestre, grupuri? Și cine mai stă în fiecare duminică să vină cineva și să explice cum stau lucrurile în viața cu Dumnezeu? Aș vrea să vă întreb în această seară dacă nu cumva vă simțiți rămași în urmă ca și mine. Să vă uitați la pământ că e prea aproape în timp ce sunteți pe scară și la cer că e așa de departe. Mai este cineva aici care se simte așa? Mi-a trecut vârsta, mi-au trecut ani printre degete. Nu știu ce am făcut, dar am ajuns la 50 de ani și mă uit pe scară, mă uit la cer și îmi dau seama că mai am așa de mult de urcat, mai am atâtea de îndreptat, mai am atâtea de corectat, mai am atâtea de făcut. Câți ani să mai trăiesc ca să le fac? Că dacă voi continua ritmul de până acum, trebuie să trăiesc sute de ani să termin tot ce am de făcut. Mă simt responsabil în fața lui Dumnezeu. Astăzi nu mai am 16 ani ca odinioară să gândesc subțire și ieftin. Să mă iertați, nu vreau să spun ceva urât despre 16 ani. Vreau să spun numai că e un pic de diferență. Toate experiențele pe care le-a înghesuit Dumnezeu în trecutul meu mă obligă în această seară să privesc relația cu El altfel. Dumnezeul acesta pe mine nu m-a părăsit niciodată. A fost în viața mea în cele mai grele momente și în cele mai urâte momente. Mă simt atât de îndatorat acestui Dumnezeu. Nu m-a părăsit niciodată, deși n-am meritat niciodată să-mi rămân aproape. Și în această seară mă uit la mine și mă întreb, eu ce fac pentru El? Eu ce vreau să pun la bătaie pentru El? Cât de adâncă e dragostea mea, cât de fidelă, cât de reală, cât de autentică? Vrei să te gândești împreună cu mine la lucrurile astea și să schimbi câte ceva în viața dumitale? Aștept să te cert eu? Să n-aștepți asta? Că ești om mare. Lasă cuvântul să te certe. Lasă pe Duhul să te certe. Lasă prezența lui Dumnezeu să te certe. Și te vei înțelepți, îți vei corecta viața în personal, în familie, în biserică și vei fi un alt om. Un om care aduce parfum în adunarea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Sfinții Domnului, ați postit și v-ați rugat. Dumnezeu ne-a spus acum pentru ce. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului pentru timpul rugăciunii și să ne rugăm. Și fiecare să se roage pentru ceea ce simte că îl călăuzește Duhul. Amin.